Consilierii locali din Slivilești îl acuză pe primarul comunei Sorin Bucurescu de faptul că a făcut 4 km de asfalt cu numai puțin de 50 de miliarde de lei vechi, bani veniți de la bugetul local, iar lățimea drumului nu depășește distanța de 3,5 metri. Asta în condițiile în care în aceeași localitate o altă firmă a construit 3,5 km de asfalt cu doar 12 miliarde de lei. 3,5 metri lățimea asfaltului din satul Șia. Cât a costat acesta? 12 miliarde 600, făcut în 2007. Da, cât ar costa în mod normal? Domnișoară, n-am idei, dar vă duc la drumul care s-a făcut acum, cu 11 miliarde 900 de 3 km jumate. Ce lungime are acest drum? Așa cum ați măsurat și dumneavoastră și eu, mie mi-a ieșit 950 de metri, dumneavoastră mi-a ieșit un kilometru. Drumul acesta e făcut de o altă firmă, banii veniți de la guvern, celelalte drumuri, Sura și Șiacu, s-au făcut cu banii de la bugetul local. Problema e că drumurile acelea nu s-au făcut în condiții. Vedeți, dumneavoastră, acest drum s-a făcut cu dalat măcar pe o parte, celelalte nu-s dalate, nu s-a făcut podiții la oameni. Cât s-a cheltuit pentru acele drumuri de la bugetul local? Păi, oricum, acest drum care totul s-a făcut costă mai puțin decât drumurile care s-au făcut din bugetul local. Undeva nu e în regulă. Edilul din Slivile susține că nu a cheltuit chiar atât de mulți bani, iar consilierii exagerează. Știu că un sector de drum ce a fost făcut în satul Cojmănești a costat 10 miliarde lei vechi, repet, fără TVA, iar celelalte sectoare de drum au fost pe o lungime mai mare, fiind majoritatea ulițe, având o lățime mai mică, și au costat tot 10 miliarde de lei vechi. Noi am fost pe acele drumuri și am văzut că sunt destul de înguste. Practic, ele nu sunt un drum normal de 5-6 metri lățime. Da, totuși, fiind mult mai strâmte, au costat același preț? Acele drumuri, într-adevăr, sunt mai înguste pentru că ele au categorie, nu au categorie de drum comunal sau de drum județean. Din cauza faptului că este foarte îngust, pe drumul construit de Sorin Bucurescu nu pot trece două mașini, una pe lângă alta. Asta este conjunctura. Drumul a fost făcut așa cum a fost refăcute. Da, pot circula două mașini în paralel aici? Pot circula două mașini în paralel, atenție, șofer să fie, să nu fie... Dacă e începător, nu prea poate. Dacă e începător, stă și el puțin pe dreapta, trece al altul. E mult mai bine față de ce era acum nu știu câți ani de zile, când era noroi, când era asta. În stilul cu care deja ne-am obișnuit în ceea ce privește tandemul Lambu Bucurescu, nici de la această întâlnire nu au lipsit șignirile. Eu vă jur pe Sfânta Cruce. Eu rămân aici. Dacă dumneavoastră vă arată așa ceva, eu mă discut. Deci dumneavoastră ne arătați că au costat 48 de miliarde. Deci când vorbiți cu Lambu, nu vorbesc pe eu. Deci terminați cu el. Să plece de lângă mine, că nu-i fac firmă. O să-i fac, să plece de lângă mine. O mă filmați pe mine cu Lambu în spate, că ăsta-i nima pentru comuna asta. Deci cu Lambu nu mă filmați, vă rog frumos. Deci n-am ce să discut cu nima. Deci nu văd, dacă vreți să vă dau un interviu. Dacă vreți să plece de lângă mine. Pentru că ăsta își face firmă pe spinarea lui Bucurescu.